Salut, fraților, ce faceți? Tocmai ce a sosit ziua cea mare, ziua cea mare în care o să mergem după golf. Este finalizat. De când aștept și eu și cred că așteptați și voi. Este ora 19:40, este 26 iunie. Nu știu în mare parte când o să postez acest clip pentru că o să am mult de editat. Însă eu tocmai ce mă aflu într-o parcare, aștept platforma, l-aștept pe fratele meu. O să ne îndreptăm spre mașina. O să revin cu cadre de acolo, sper să fie totul conform planului, să n-avem mici surprize. Am vorbit și cu Cipri vopsitorul, el a zis că e într-o perfectă stare și chiar sunt foarte mulțumit să aud asta. Și haideți să așteptăm platforma, o să vină platforma, o să ne urcăm în mașină, o să ne îndreptăm spre mașină și între timp cred că o să vă lăs niște cadre. Tocmai ce am ajuns. Salut, fraților, sau seara bună, cum aș putea zice. Este 27 iunie, adică o zi după ce am fost după mașină, după golf. Este a doua zi după ce am fost după mașină. Din păcate, știu că v-am întrerupt cu clipul și... No, ce să vă zic, am ajuns la vopsitor. Însă, deși n-am postat cadre, pentru că n-am înregistrat, eu am filmat, dar n-am înregistrat. Am ajuns la vopsitor, toate bune și frumoase, am deschis porțile. Și ce să vezi, mașina... Dacă te uitai de la 5 metri, arăta chiar țiplă. Însă dacă te apropiai din cauza, habar n-am, că nu a avut experiență, nu are experiență sau habar n-am, nu vreau să... Nu știu ce a fost sau de ce s-a ajuns aici, pentru că fucking a fost 3 luni de zile și credeți-mă că n-am fost genul de client să-l presez cu munca să-mi o termine. În fine, nu asta a contat. Faza e că e iunie, aproape iulie, iar mașina mea nu este gata. Deși mi-am propus ca vara aceasta să mă pot bucura cât mai repede de ea. De aceea am încercat și am fost în disperare să caut un vopsitor ca să-mi facă ceea ce mi-am dorit. Însă mi-a făcut, dar a ieșit zero barat, o să vă arăt și pe filmare. Pe filmare, credeți-mă că nu arată atât de rău cum arată în realitate. Sunt niște canturi, lucruri mici care chiar își... Nu pot să particip cu mașina asta la niște show-uri auto așa. Credeți-mă că arată mult mai rău decât când am dus-o. Pentru că când am dus-o aveam mici imperfecțiuni de rugină sau cam atât. Dar acum credeți-mă că e vraiește, mașina are o grămadă de imperfecțiuni. Deși am fost băiatul bun, oarecum cum aș putea zice, am fost luat peste picior, am pierdut o grămadă de bani pe materiale, pe lângă astea multe bunuri de care n-au avut Ciprian vopsitor n-a avut treabă, nicio treabă cu ele, cum ar fi bordul mi l-a distrus și alte chestii, nu mai are rost să intru în amănunte. Și acum sunt foarte supărat pentru că aseară de-abia m-am odihnit pentru că am fost cu gândul doar aici, pentru că mi-am dorit atât de mult să îmi fie gata mașina și n-am reușit. Și ce să zic, haideți să vedeți unde m-am oprit cu mașina atunci când m-am întors acasă, pentru că n-am filmat nimica pe drum, n-am încercat să vă povestesc ce s-a întâmplat, cum arată mașina, n-am mai încercat nimic să filmez în seara de ieri, pentru că am fost foarte, foarte supărat. Haideți să vă arăt cu cine o să colaborez. El era primul vopsitor cu care am avut în plan să colaborez la prima dată. Însă am fost în disperare și cum când ești mic dai cu capul, trebuie să dai cu capul de fapt ca să te înveți. Voiam să o termin cât mai repede, să mă pot bucura cât mai repede și
băiatul cu care colaborez acum, Vasi, n-a fost momentan în țară. El mi-a zis că o să vină în mai și că mă ajută cu ceea ce îmi doresc. Însă eu am fost foarte încăpățânat, am încercat să caut un vopsitor cât mai repede ca să-mi fac de cursurile cât mai repede. Însă, din păcate, graba strică treaba și asta o zic din propria experiență. Eu am învățat ceva, o să vă mai explic de la momentul de față când o să fiu la golf, o să vă arăt și imperfecțiunile. Sper să învățați și voi ceva din ce am greșit eu și ce am învățat eu. Și haideți să ne îndreptăm. Eu momentan sunt acasă, tocmai de fapt acasă, sunt în spatele blocului. Tocmai ce vreau să mă pornesc să merg la vopsitor, pentru că vreau să port o conversație cu el, cu Vasi. Pentru că el a început deja să se apuce de mașină. Eu ieri am dus mașina. El a zis că deja a început să șlefuiască. Vreau să trag niște cadre ca să vedeți că nu e o făcătură, pentru că mașina chiar am vopsit-o. Deși o să vă lăs și cadre cum i-a trimis vechiul vopsitor, Cipri. Și haideți să ne vedem de acolo. O să vă arăt mașina și haideți să, no, să ne vedem de acolo. Ok, fraților, am ajuns la o nouă locație. În spatele nostru se află, ghiciți ce? Golful. După cum bine vedeți, noi l-am vopsit, adică Ciprian, vopsitorul, l-a vopsit. Însă știu că de pe filmare nu o să vă dați foarte multe, de foarte multe chestii și așa mai departe, însă o să mă filmeze cineva și o să vă arăt toate imperfecțiunile. După cum vedeți, am ajuns la mașină. Motivele pentru care vreau să revopsesc această mașină sunt foarte multe și haideți să vi le prezint. După cum vedeți, această aripă, față de această aripă, sunt două culori diferite. E insuficiență de vopsea, atât pe partea asta cât și pe cealaltă. Pe lângă asta, în partea dreaptă, după cum bine vedeți, iarăși perfect, cred că nu a ajuns destul lac, din câte văd eu sau nu știu ce s-a întâmplat aici. Aici, după cum vedeți, totul este mat. Aici este polizat, nu știu, gazat, habar nu am ce s-a întâmplat. Haideți să vedeți la interior. No, cum aș putea eu deschide ușa asta la un show auto când... Uitați cum se vede, zici că e nisip, habar n-am, ia, e mat, 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 iar aici, ia, am avut o imperfecțiune la prag, i-am zis să mi-o refacă, însă, din păcate, vedeți că nu s-a refăcut nimic la ea, este aproape la fel, iarăși aici, nu știu, sunt două culori, aici e mai deschis, aici e mai închis, nu știu ce s-a întâmplat, la interioare nu mai zic, canturile ușii, după cum vedeți, îs julite, nu știu, le-au pus în canturi. Iar pe toată suprafața mașinii, densitatea de perlă aici este mai multă, sunt 1000 de perle, aici sunt 10 perle și credeți-mă, poate din filmare nu vă dați seama, însă e un contrast la soare foarte prost plăcut. La fel și cu ușa aceasta, interiorul e varză, canturile de la ușă sunt varză. Deci tot la ușa asta, după cum am zis, e și insuficiență de lac, însă ce puteți vedea, ușa asta față de cealaltă, este insuficiență de perlă. Vă puteți da seama, în primul rând, de ușa din spate față de ușa din față, pentru că pe ușa din față sunt o grămadă și o grămadă de perle, iar pe ușa din spate, cred că, fără să exagerez, vreo 100 de perle pe toată ușa. Iarăși, din ce am pot să-mi dau eu seama, ușa asta, nu știu din ce motiv, a fost vopsită de aici. Până aici, eu așa o văd, pentru că a încercat el să facă o trecere, însă nu i-a reușit. Iarăși la plafon, după cum auziți, este gazat, total gazat. Nu, el mi-a zis că e ceva pastă de nu știu ce, am încercat să o diluez, să o scot afară, însă aceasta este gazată, acest plafon este gazat. Iarăși alte imperfecțiuni la plafon, după cum vedeți aici. Am avut un punct, exact cum am ajuns acasă, fratele meu a observat un punct. Iar azi ne-am băgat să vedem din ce cauză s-a întâmplat acea beșică. Beșica aceea s-a, din ce am primit eu informația, e că nu s-a așezat bine vopseaua. Așa am primit informația, așa vă dau și vouă. Iarăși, din nou aici, dacă coborâți încet, insuficiență de lac, pentru că aici e mat. Deși aici vine stopul, nu mi se pare, pentru că eu am dat un ban și mi-am dorit să fie perfect.
nu am vrut, ia, scursuri de lac, bine, astea ieșeau și la poliș, iar pe lângă asta foarte multe canturi polizate, polișate, habar n-am ce s-a întâmplat cu ele. Bun, după cum vedeți aici deja vopsitorul a început să șlefuiască foarte puțin pentru a-și da seama dacă lacul este destul de uscat încât să poată vopsi peste el sau să șlefuiască până la ultima strată de strat de lac sau din ce am înțeles eu. Bun, totodată, uitați aici, vi se pare normal să mă la o benzinărie sau ceva să-mi zică cineva, bă, ce gol fain ai, iar când deschizi ușa, nu știu, o arătat mașina asta de o grămadă de ori mai bine înainte să o duc. Știu că din filmare vi se pare wow, nu sunt eu băiatul ăla care a cerut imposibilul, pentru că sunt mici lucruri care doar trebuia să ai grijă. Iarăși aici zici că e exact cum e castravetele. Coaja de castravete, când puneți mâna pe el, așa se simte și cu mâna, se și aude, cred că, pe filmare. Aici e mat. Din filmare, haideți că o să vă dau un pic cu blițul, ca să vă dați un pic mai bine seama. După cum vedeți, e mat, e insuficiență de lac sau n-a vopsit-o deloc, habar n-am ce s-a întâmplat. Iarăși, de aici, aici insuficiență de vopsea, cred, pentru că-s două culori. Dacă mergem mai în jos, e negru, s-a șlefuit aici, nu s-a mai dat lac, s-a o grămadă și o grămadă de culori. Iarăși, ce mai pot să zic, că-s chiar o foarte, foarte multe imperfecțiuni. Ia, după cum vedeți, no, cum aș putea tu lăsa eu mașina asta? La așa, aici s-a șlefuit și a rămas așa, el a zis că n-a văzut, în fine, cheder-ul ăsta mi este rupt, bine, un cheder, hai că mașina e veche, dau un exemplu, se puteau rupe la oricine, însă foarte multe detalii la care a greșit, iarăși aici cantul de la ușă, e julit, foarte multă densitate de perlă pe aceste două uși, pe aripa din față nu e la fel de multă densitate. Chiar nici aici sus nu e foarte multă densitate de perlă. Aici unde mi-e degetul, după cum vedeți, este negru. Nu știu ce s-a întâmplat și aici. Sunt o grămadă și o grămadă de elemente care trebuie refăcute. Și da, aici în față, după cum bine vedeți, este insuficiență de vopsea. Așa este la toate patru roțile. Și da, sunt foarte supărat. Și îmi pare rău că s-a ajuns aici, nu mi-am dorit nici eu și nici el, sunt sigur. Iarăși la parbriz, insuficiență de vopsea sau habar n-am ce s-a întâmplat. E mat, s-a șlefuit prea mult aici. În fine, cam asta e mașina, e foarte prost plăcut, surprins de ce am putut să văd ieri, de aceea n-am mai filmat ieri. Din filmare sper să vă puteți da seama și să mă înțelegeți că nu sunt omna necredinciosul și chiar voiam să iasă ceva bine, pentru că de-aia am dat un ban și de-aia am avut condițiile să fac perfecțiune. Însă ce vreau să vă mai zic, însă ce am vrut să vă zic, din nou mașina asta va veni șlefuită, dată în filler, revopsită total, alte mâini de lac, alți bani, vopsea, tot, exact de la capăt, exact ca și cum am dus-o din prima dată. Ieri am luat în considerare și o hotărâre cum că vreau să merg după mașină, însă am apelat un prieten, adică vopsitorul. Am luat hotărârea de față cu fratele meu că ar trebui să participe și el la recepția mașinii, pentru că noi nu suntem în domeniu și el cu siguranță și-a dat seama de mai multe imperfecțiuni ca mine, deși el nu a zis nimic la fața locului. Între timp am luat platforma cu băiatul cu care urmează să colaborez să-mi vopsească mașina, am mers după mașină, am recepționat mașina, am ajuns la fața locului. Părere de rău, mașina nu mi-a plăcut de la bun început de când am văzut-o. Eu singur cu ochii mei am dezlănțuit foarte multe probleme care le are și acum mașina, pentru că nu, încă n-au fost rezolvate. Pe urmă am adus mașina acasă. Am fost foarte, foarte supărat pe tot drumul, la care prietenul nostru s-a ales cu să facă o faptă bună pentru noi, cum ar fi să ne ajute să terminăm acest proiect și cum ar putea să ne ajute să finalizăm proiectul, să o revopsească băiatul. Este vorba de Vasi.
care cu siguranță el nu este cu camera, nu este cu vorbit, nu o să apară foarte des prin cadre, însă o să-i fur un cadru ca să vedeți despre cine e vorba. Și după cum vedeți, sper să nu vă deranjeze împrejurimea. Băiatul a fost vopsitor câțiva ani de zile, a fost vopsitor, a fost în domeniul auto. Băiatul s-a retras din activitatea domeniului auto, tot ceea ce face, face din hobby și din pasiune, pentru un prieten, așa cum sunt și eu în momentul de față. Acum voi ce vreau să vă spun e că nu vreau să credeți că plec dintr-un garaj în altul din cauza money, din cauza banilor. Nu asta a fost problema, cred că v-ați dat și voi seama care sunt problemele din care n-am mai continuat să duc acest proiect la bun sfârșit cu același vopsitor. Cred că la fel făceați și voi, aceeași decizie o luați și voi. Sper ca să mă înțelegeți și să nu mă judecați greșit, pentru că eu nu am nicio vină, chiar nu am nicio vină. Bun, sper să revenim cu noutăți în scurt timp. Salut fraților, tocmai ce am revenit cu noutăți. Este prima zi de muncă și haideți să vă prezint uriașul defect al mașinii. Deci, după cum vedeți, este prima zi de muncă și uriașul defect al mașinii este, după cum vedeți, am început să șlefuim și să îndreptăm valurile mașinii pentru că vopsitorul n-a făcut nimic în privință cu asta și am observat asta cu ochiul liber. Între timp, cât timp s-a șlefuit pe mașină, s-a observat că lacul nu a fost suficient de uscat. După cum vedeți, toată mașina s-a exfoliat, deci practic am colantat mașina, nu am vopsit-o. Nu, glumesc, s-a vopsit mașina, însă s-a exfoliat exact toată mașina. Haideți să vedeți cât de ușor de fapt se dă lacul și vopseaua și filerul și tot. Se dă exact cu mâna, ca mai ușor ca un colant. Și chiar nu știu cum care e explicația. Lăsați în secțiunea de comentarii dacă sunteți în domeniu și aveți vreo explicație în legătură cu ce s-a putut întâmpla. Și haideți să vă mai prezint. Deci, după cum am zis, facem și încheierea vlogului. Cam aceasta este situația precedentă. Cu noi noutăți o să vin în noul vlog care va urma exact după acest vlog. Dacă mă susțineți, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like, un share și un comentariu. Pentru mai multe cadre și așa, mă puteți găsi și pe Instagram alex_brevan. Și eu vă mulțumesc pentru vizualizare. Până data viitoare, am fost Alex. Eu v-am salutat. Numai bine. Ciao!